Această emisiune vă este oferită de Societatea Comercială Mirpan Grup SRL, specialiști în mărărit și panificație. Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni. O să fie o prezentare ceva mai scurtă. N-am ce face, oricât m-am străduit să-mi sporesc imunitatea, răcoarea mi-a venit un pic de hac, așa că posibil ca pe voce să mai apară niște semânță de voal, dacă putem să spunem așa. Va fi o ediție în care încercăm, așa cum facem de obicei către final de an, să tragem linie și să contorizăm cam ce s-a întâmplat, atât punctual pe câțiva dintre prietenii emisiunii noastre cu care am stat de vorbă de-a lungul anului, dar și din punct de vedere al instituțiilor implicate în fenomenul agricol. Nu-mi rămâne decât să vă spun, ca de obicei, vizionare plăcută! Ionică, stăm de vorbă aici lângă tractorul pregătit pentru serviciile de iarnă, dar iarna încă n-a venit, așa că încă mai e de lucru pe câmp. Încă mai e de lucru pe câmp, un pic ne-am întârziat cu lucrările pentru că semănatul ne-a luat ceva timp în acest an. Au venit ploile care trebuiau să vină, bine că au venit, dar un pic ne-au curcat socotele și am băgat 60 de hectare în pământ, câte 20 din fiecare sortiment. Și am rămas restanțier la recoltat, la porumb. Da, uite că timpul totuși ține cu noi. Da, dar tot rău e și un bine, că recoltându-l un pic mai târziu, umiditatea e chiar decât ok. Păi e chiar foarte bine pentru că în lipsa altor posibilități, adică ne lipsește un uscător, nici nu știu să avem vreun uscător pe zonă, trebuie să aștepți umiditatea care... Și atunci nu mai e de lucru cu el, l-a lopătat, îl recoltezi la umiditate optimă, îl poți depozita liniștit și nu apar surprizele. Singurul dezavantaj ar fi că, iată, e rece și dacă ne ferește o defecțiune și te prinde pe frigul ăsta să o repari, îți dă un pic de gândit. Bun, hai să aruncăm o privire spre tot ceea ce a fost 2013 pentru Chitic Ioan. Acum, repet, nu am terminat 2013, mai am de lucru și e foarte posibil ce am de recoltat la cinciș, porumbul să rămână pe ianuarie să-l recoltăm. Abia atunci voi putea trage linia finală, însă una peste alta. Mulțumim Domnului pentru 2013, se termină cu 13, dar n-a fost ghinion deloc. Lucrurile au fost bune, au evoluat așa cum ne-am așteptat, producția a fost destul de bună, valorificarea a mers la oaie și la brânză și la miei, lucrurile au fost bune. Acum vedem că un pic prețul s-a dus în jos la cereale. Noi, producând în primul rând pentru noi, pentru animalele noastre, valorificăm pe această linie, atunci nu se simte atât de mult. Cu prietenul nostru, cu Cosmin Iovan, stăteam de vorbă despre sorg. Știu că ai avut și tu, de fapt ați fost singurii din zonă care a plecat înspre această cultură. Ce ne spui tu? Ești mulțumit de ceea ce ai obținut? Vă spuneam în primăvară, când am semănat, că vom trage linie și vom vedea dacă vom continua sau nu. Un lucru e clar, am avut 15 hectare de sorg în acest an, anul viitor îmi va aduce 20 de hectare de boabe. Asta înseamnă că am fost mulțumit. Pe de altă parte, din ce am văzut la Cosmin, pentru silos, voi pune și eu 10 hectare. Repet, continui cu acest sortiment, înseamnă că mulțumirea este. E drept că, fiind primul an în care semănăm, am învățat fiecare greșelile noastre. Eu nu am respectat densitatea. Dacă îl puneam puțin mai rar, cred că aveam producție mai bună. Da, dar important este că ați redescoperit un soi care a fost dat mult timp deoparte. A fost dat mult timp deoparte. Foarte mulți prieteni, colegi, vecini și alte persoane m-au întrebat: ce-i cu porumbul ăla că nu ți-a mers bine deloc? Dragul meu, nu-i porumb, e sorg. Păi care e ăla sorg? Ăla care zici tu că nu mi-a mers bine. Însă e clar, decât să pui grâu, să-l dai la animale, mai bine pui sorg pentru că faci producție mult mai bună decât la grâu. Da, și în plus, exact cum spuneam,
Cosmin nu e nici atacat de unătoarele absolut obișnuite pentru zona noastră. E vorba în primul rând de Mistreț. E vorba de Mistreț care trece prin el, pe la mine au trecut, dar pagubă zero. Și, cum scria într-o bună reclamă pentru Sorg, nu e atacant de porc cu două picioare. Pentru că cine se duce și fură, parcă să nu zic eu. Bun. Ce îți dorești în prag de sărbători? Ce îți dorești pentru anul care vine? Sănătatea oricine de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea sănătate și tot El poate să ne dea liniște și pace în țară, pentru că dacă nu apar schimbări majore și bruște, de un fel sau altul, și se păstrează trendul pe care a plecat, iată, agricultura, eu cred că viitorul sună destul de bine, destul de bine, pentru că tot mai mulți oameni se îndreaptă spre acest sector și iată, este un sector interesant, întrucât vin oameni care n-au avut de-a face cu agricultura, să apucă de agricultură, înseamnă că iată, se poate, începe să apară și câștigul în agricultură. Și atunci zic așa, Doamne, mulțumim pentru ce a fost 2013, pentru 2014. Repet, dă-ne sănătate, dă-ne liniște în familie, dă-ne liniște în țară și înțelepciune. Eu de pe acum vă doresc și ție și familiei tale sărbători fericite, iar pentru viitor, exact cum îți dorești, sănătate și putere de muncă. Doamne ajută! Pavel, ne-ai scutit de un drum, n-am mai venit noi până în zona Hațecului, de iată ne întâlnim aici în fața Apia, unde sunt suficient de multe de pus la punct. Înainte de a începe să vorbim despre, să încercăm un bilanț pentru 2013, am aflat că așa pe ultima 100 de metri încă se mai lucrează și se mai pot pune niște proiecte, chiar mai mărunțele. Da, se mai pot pune ceva proiecte pe galurile mai au ceva bani. Și se mai pot încă până în data de 15 depune și dosare pentru zona defavorizată. Bun, în momentul în care oamenii ar vedea deja, Richard, data de 13 va fi oarecum istorie. Dar ce proiecte ai reușit să mai prinzi așa? Ultimul tren? Nu e chiar ultimul tren, că proiectul e depus din februarie, sesiunea din februarie, deja e aprobat, am contractul de finanțare semnat, sunt în faza de achiziție. Dar de la sesiunea în care am depus, a mai fost o sesiune, au mai fost niște bani mași, că ei au banii repartizați pe măsuri și am mai avut o sesiune în vară. Se lucrează la de eligibilitate la proiectelor. Și ce ai vrea? Eu un tractor, un tractor deocamdată. Am înțeles că mai sunt și acolo tot soiul de... Din păcate, legislația românească se poate interpreta. Și manualul de proceduri și ghidul solicitantului și tot se poate interpreta de noi o chestie sigură și precisă de la care să nu te poți abate. Și fiecare ia în considerare că am un crede, un cuvânt, o frază sau poate un capitol. De aici tot felul de nereguli, de piedici. Și te duci din stânga în dreapta, nu știi de pe care să te iei, înseamnă amânare, înseamnă nervi, înseamnă drumuri, înseamnă cheltuieli și înseamnă multe. Suntem înzestați noi cu răbdare românii, că altfel am renunțat de mult. Bun, acum că am depășit momentul ăsta foarte actual și un pic apăsător, încercăm să aruncăm o privire peste ce anul 2013? Da, bineînțeles, suntem aproape la sfârșitul anului, ne-am mai trecut un an din activitate, un an din viață, suntem mulțumiți că l-am trecut și încă mai există. Unde avem posibilitatea să ne întâlnim, să povestim, asta e cea mai mare mulțumire, că suntem încă pe picioarele noastre. 2013 a fost un an destul de bun ca și bază de furajare, dar, din păcate, când avem producție, nu avem prețuri. Asta e vechea durere a noastră a românilor. Când e producție bună, de piața înapoi, că nu avem desfacere. Și tot acolo suntem când facem bilanțul la sfârșit de an, ca și eficiență și ca randament financiar. Bun, acum, cu siguranță multă lume își leagă speranțele de mult vorbitele înțelegeri cu chinezii. Voi, ca federație, ați fost contactați în vreun fel sau ați încercat voi să faceți primul pas?
Nu, eu am fost prezent la întâlnirea cu chinezii. Acum așteptăm să treacă 1 ianuarie, că ei în toate discursurile marșau începând cu 2014. Să vedem prima achiziție, să vedem primele contracte sau primele livrări și atunci știm sigur că ei sunt hotărâți. Pentru că noi avem o istorie la nivel de Hunedoara, o experiență neplăcută cu anii în urmă, când trâmbițau sus și tare că o să facă o fabrică de lână. N-am mai văzut-o și sperăm să nu se repete. De aceea avem, eu personal am o mică rezervă. Aștept, bine ar fi de data asta să fie altfel. Dar să fim serioși, nu cred că își permite la salariul lor, la puterea lor de cumpărare, să dea câțiva euro pe kilogramul de carne de miel sau pe kilogramul de carne de porc. M-aș bucura să nu am dreptate, să mă contrazică faptele. Da, eu am spus-o că, mă rog, ne place nouă să ne dăm cu beceau în pectorali, dar fără a avea și baza foarte, foarte clară. Da, să sperăm că va fi bine. Apropo de speranțe, 2014, cum încerci tu să-l previzionezi? Păi eu aveam speranțe până mai adineauri, când am văzut prezentarea noului PAC, dar deocamdată și aici am o rezervă, din păcate. Poate sunt prea pesimist în ultima perioadă. Așteptam ca 2014 să ne aducă un PAC, să fie începutul unui PAC până în 2020, unde să vedem mai multe despre partea oieritului, să vedem mai multe pentru tineri și mai ales pentru tinerii din zona montană, zona defavorizată. Din păcate, din toate prezentările, n-am găsit nimic. Și noi am venit cu propunere, am lucrat câteva zile bune, câteva săptămâni, am încercat să facem o analiză SWOT, să vedem cu ce ne lovim, de ce am avea nevoie, le-am prezentat ministerului. Din păcate, cei de la minister, nu știu, le-au uitat pe undeva sau au uitat discuțiile cu noi. Încă mai sperăm până n-a se pune totul pe hârtie să mai schimbăm cât de cât ceva benefic pentru noi, pentru oieri. Ar exista posibilitatea oare ca pe lângă ceea ce se hotărăște pe plan european să fie un pic de deschidere, să rămână o ușiță pe plan național pentru voi? Există posibilitatea, dar trebuie să existe și dorința din partea noastră, când spun partea noastră, celor care ne conduc, care sunt acolo la cârmă. Dacă și ei ar vrea pe cum vrem noi, tot e posibil. Totuși, Uniunea Europeană nu e o dictatură unde să nu poți schimba nimic. Sunt niște idei și alea trebuie canalizate spre interesele naționale. Din păcate nu se dorește deocamdată lucrul ăsta. Să sperăm că odată și odată ne vom trezi. Atunci, cu speranță, încheiem discuția de acum. Îți doresc să ai parte de sărbători fericite și tu și familia. Și pentru anul viitor, exact cum le-am spus-o tuturor, sănătate și putere de muncă. Da, sănătatea asta e cel mai important lucru. Sănătatea, eu am mai zis-o și în alte situații, am două. Sănătatea și înțelegerea în familie. Că restul cu chiu, cu vai, cu mai ușor, mai greu se cumpără. Astea sunt de la Dumnezeu. Și dacă nu avem astea, ne zbatem degeaba. Să dea Dumnezeu și dumneavoastră și tuturor să avem un an nou fericit, sărbători fericite și să ne vedem sănătoși. Domnule director, am venit aici la dumneavoastră pentru că dacă am mai stat de vorbă cu fermierii și am încercat să tragem așa o linie peste ce a însemnat anul agricol 2013 la nivel personal, am vrea să aflăm cam ce a însemnat 2013 din punct de vedere agricol per total, județul Hunedoara. Cum îl vedeți dumneavoastră? Păi acum, la sfârșit de an, cum se zice, fiind vremea bilanțului, putem să afirmăm și noi că anul 2013 pentru județul Hunedoara a fost un an în general bun. S-a realizat cea mai mare producție de cereale în 2013, mă refer la grâu ors, cele recoltate în vară, unde producția medie s-a ridicat pe undeva pe la 3800 kg la hectar, fiind doborât un record vechi de acum ce persista de acum vreo 10-11 ani. Referitor la culturile recoltate în această toamnă, cea mai mare suprafață de porumb de 22.500 de hectare de porumb și aici s-a obținut o producție medie de 3700 kg boabe la hectar. La fel, nu ne putem plânge și de producția de cartofi, dar, din păcate, este într-o ușoară scădere. Probabil și prețurile, care n-au mai fost așa de bune, cum ziceau cultivatorii de cartofi, dar
per total, producția e mulțumitoare. Mai pot să spun legat de cultivarea plantelor că în acest an față de anul trecut, deci în 2013 față de 2012, suprafața necultivată a scăzut de la 19.000 de hectare în 2012 doar la 11.200 în anul 2013, ceea ce e un semn bun. Încet, încet și vrând nevrând, numai cine nu vrea nu recunoaște că practic e cam ultima șansă și trebuie să o spunem cu toată responsabilitatea pentru țara noastră, agricultura. Deci noi cei care lucrăm în agricultură și practic ne-am dăruit acestei meserii, am afirmat încă de la bun început pentru că agricultura trebuie să stea printre primele priorități ale economiei acestei țări. Dacă ai o agricultură bine pusă la punct, nu mai poți vorbi decât doar de povești de crize alimentare și de alte chestii de genul ăsta, care, uite, o țară vecină aici cu noi, polonezii, au avut cea mai mare producție pe agricultură și au avut cea mai mare creștere economică datorită producției din agricultură. Ori noi, din 1990, dacă puneam accentul fiecare guvern câte puțin pe agricultură, și aș mai adăuga aici și turismul, că sunt bine, noi am fi fost astăzi înaintea Elveției. Da, dar din păcate, uite, privim așa cu nostalgie la chestii pe care nu le-am făcut și poate, eu știu, reușim, că tot avem noi vorba aia noastră, poate dă cel de sus mintea românului aia de pe urmă și ne apropiem și ne aplecăm mai atenți înspre agricultură. Cum previzionați dumneavoastră ceea ce va urma în perioada următoare, 2014-2020? Politica asta agrară comună încă nu a venit la noi într-o formă cât de cât finală. S-au numai zvonuri. Ce speranțe își face omul care și-a dedicat viața agriculturii? Ce speranțe își leagă de acest PAC 2014-2020? Ce să vă spun la această întrebare, decât o părere personală, am impresia că cei care merg să reprezinte România la Bruxelles nu sunt suficient de să folosesc așa un termen, de... Legați de pământ. Legați de pământ. Aici trebuie să ai mai mult tupeu și mai multă putere de sine de a negocia cu cei de acolo, pentru că România a fost... Și trebuie să fie în agricultură acolo unde este locul. Avem un pământ lăsat de Dumnezeu cum puține țări în Europa, să zice, ne depășește doar Franța. Și am putea să, din agricultură, ați văzut, când e un an agricol bun, dar din păcate nu totdeauna putem să contăm numai pe cel de sus. Deci când e un an agricol bun, toți politicienii zic, domnule, gata, avem un PIB bun, dar PIB-ul ăsta depinde de condițiile de mediu, depinde de mai multe criterii. Aici spun câteva lucruri legate de sistemele de irigație. În ultimii ani, Până în 2005, hai să zicem că a fost 1,5 milioane hectare irigate. Actualmente, iar e o cifră foarte redusă, până la în jur de 400-500 de mii de hectare. Să tinde ca la finele anului să ajungă iar la 2 milioane de hectare irigate. În acest sens s-au făcut niște pași destul de timizi în acest an privind subvenționarea apei pentru irigat, dar asta doar în locurile unde există sisteme de irigații. La noi în județ, partea asta este puțin mai vitregă din momentul în care terenurile amenajate pentru irigat erau dotate cu pompe. Astea toate bine s-au distrus, nemai fiind subvenții pe aceste sisteme de irigații, sigur că doar în suprafețe destul de mici, în zona Hațegului, cultivatorii de cartofi, cele două societăți, mai puteau iriga. În rest, nu mai avem nicio suprafață amenajată care să poată, să zice că mâine, dacă vrem, îi putem da drumul la sistemul de irigații. După părerea mea, există multe posibilități în agricultură, doar cu multă voință, cu puțină voință politică, că, sincer să fiu, am fost dezamăgit. Când campaniile electorale, și aici nu fac deosebire, toate bine,
vin și ne încântă, cel puțin pe noi, pe agricultori, în prima fază ne ia cu să-și față, ce domnule, agricultura va fi cu tare, și după campanie să uită și iar să lasă agricultura pe un loc de cenușăreasă, ceea ce eu consider că este o gândire greșită. Da, păi de-a lungul timpului am auzit... Agricultura, prioritate zero. N-am înțeles niciodată de ce zero și nu unu. Dar, mă rog, trecem. Până la urmă, cam zero a fost. Și au mai fost tot soiul de asemenea expresii chiar foarte, foarte frumoase, într-adevăr. Da, la fel, ajungem exact la ceea ce spuneam. Poate ajută Dumnezeu și ne dă mintea românului cea de pe urmă. Ce vă doriți, ce le doriți fermierilor de sărbători? De sărbători eu le doresc multă sănătate, putere de muncă și gânduri bune și multe speranțe pentru 2014, că eu de obicei sunt un tip optimist. Agricultura trebuie să ajungă exact acolo unde este locul, pentru că e determinantă în nivelul de trai a fiecărui națiuni. Deci România are potențial, trebuie să și îl fructifice pe toate planurile. Și să sperăm că la finele anului 2014 altfel o să vorbim despre agricultură. Pentru că doar, din păcate, doar în această direcție există cele mai mari posibilități. Vrei un utilaj agricol nou sau second-hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat pe lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi, le-am găsit la Alpin, mândria apuseanilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi duceți verișori. Asta chiar au gust, mă! Fermă zootehnică autorizată vinde porci grași și scrofițe pentru reproducție la prețuri atractive. Informații suplimentare la telefon 0744 769 566. Ziarul Hunedoreanului și Hunedoara TV te invită să participi la campania 10 premii de nota 10. În perioada 26 noiembrie-20 decembrie 2013, înscrie-te în concurs și poți câștiga unul dintre cele 10 coșuri cu produse tradiționale de Crăciun. Ce trebuie să faci? Decupează talonul promoțional din Ziarul Hunedoreanului, completează-l integral și depune-l în urna special amenajată la sediul redacției din Deva, strada Avramian, cu bloc H1 mezanin, sau urmărește emisiunea Cea mai bună dimineață doar la Hunedoara TV, sună în direct și ești înscris automat la extragerea finală. Extragerea va avea loc în 20 decembrie 2013 în direct la Hunedoara TV, în cadrul jurnalului de știri de la ora 18. La extragere vor fi desemnați 5 câștigători dintre cei care au depus talonul decupat din ziar și 5 câștigători dintre cei care s-au înscris sunând în direct la Hunedoara TV. Când urmărește HBO Go, nu evadezi din viața de zi cu zi. Nu ești mai puțin singur. O seară obișnuită pe canapea nu devine mai palpitantă. Și totuși s-ar putea să simți toate acestea. Lasă-te purtat în lumea HBO Go.
Biblioteca Județeană Ovid Densușianu Hunedoara Deva organizează în data de 17 decembrie ora 13 la sala Liviu Oros a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva o manifestare comemorativă desfășurată sub genericul In Memoriam Ovid Densușianu. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la nașterea și 75 de ani de la moartea marelui lingvist român descendent al ilustrei familii a densușienilor, patronul spiritual al Bibliotecii Județene Hunedoara Deva, Ovid Densușianu. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Domnule director, suntem, iată, aproape de sfârșitul anului. E normal să încercăm să facem un bilanț. Poate la fel de normal e că am umplut masa de hârtii, că nimeni nu are pretenția că ține minte toate cifrele. Și o să încercăm așa să le primim un pic împreună și să vedem cam ce avem la ora actuală în județ. Ca și suprafețe, ca și animale, dar și cam ce bani au intrat în județ în urma tot ceea ce s-a declarat aici la APIA. Anul 2013, din punct de vedere al APIA, a fost un an fructos, cu ghimele de rigoare, în sensul că 22.590 de fermieri au depus cereri la APIA, cererile au fost verificate, iar pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie s-au făcut și primele plăți în avans. O premieră pentru APIA. Aceste plăți s-au făcut la momentul oportun, vorbesc de lunile septembrie, octombrie, noiembrie, atunci când fermierii aveau mai multă nevoie de bani, iar plățile finale se fac în decursul acestei luni. Da, deci, practic, în perioada următoare. Dar am vorbit de avansuri. Păi, hai numai așa, de curiozitate, să vedem ce au însemnat aceste sume plătite în avans. Și le luăm așa pe rând, pe SAPS. Plățile directe pe suprafață, cunoscute sub numele SAPS, a însemnat pentru APIA, Centrul Județean Hunedoara, o sumă de 9,9 milioane de euro plătită în avans fermierilor. Această sumă s-a acordat celor peste 22.000 de fermieri din județul Hunedoara în cursul lunii noiembrie. Pentru o suprafață eligibilă în total de 145.000 de hectare. Da, din acest pământ foarte mulți erau pe pachetele de agromediu. Și așa ajungem la banii care s-au plătit tot în avans pe zona de agromediu. Pe zona de agromediu, pilonul 2, axa 2, vreau să vă spun că s-au plătit în jur de 11 milioane de euro pentru plățile de agromediu, pachet 1 de agromediu și pachetul 2 de agromediu. Pachetul 1 de agromediu a însemnat o plată de 124 de euro la hectar, iar pachetul 2 o sumă de 82 de euro la hectar. Așa este. Și hai să aruncăm și o privire. Cam câte hectare au fost prinse în avans pe zona de agromediu? Câte hectare avem? Pe zona de agromediu avem din totalul celor 145.000 de hectare, 85.000 de hectare s-au plătit agromediu, iar pentru zona de teren arabil, pajiști, pășuni permanente, s-a plătit pentru o suprafață de 105.000 hectare. Bun. O bună parte din pământul ăsta e în zona montană defavorizată, că de-aia le-am așezat oare cam așa într-o ordine. Cam ce suprafață avem pe zona montană defavorizată?
Pentru zona montană defavorizată am plătit o sumă de 8,7 milioane de euro pentru o suprafață de 107.000 hectare. Bun, păi atunci hai să facem așa un, eu știu, un total scurt. Și le rotunjim un piculeț ca să fie, punem aici 10 milioane, din coace 11, 21 și cu, hai că am rotunjit în sus, aici mergem mai jos, 8 milioane și jumătate, nu mai lăsăm aici, 29 de milioane, aproape 30 de milioane de euro care au intrat în avans pentru suprafețe. Care au intrat în avans în lunile octombrie-noiembrie, în contul fermierilor. Un efort suficient de serios. Și acum nu mă refer neapărat la suma de bani, mă refer la efortul lucrătorului Apia, care a trebuit să facă toate hârtiile astea. A fost un efort susținut din partea funcționarii publici din cadrul Centrului Județean Hunedoara Apia, pentru că eram și în campanie de control. Termenele s-au contractat și ne-a fost destul de greu, a trebuit să apelăm la colegii noștri din centrele locale să mărim numărul echipelor de control, să terminăm la timp aceste controle ca să putem face și celelalte demersuri pentru avans. Așa este. În zona animalelor, sumele nu sunt chiar atât de spectaculoase și în plus o bună parte dintre ele practic se vor plăti în 2014. S-au acordat acele adeverințe cu care oamenii au putut să-și ridice niște bănuți. Da, în sectorul zootehnic, plățile naționale direct complementare, pot să vă spun că s-au primit cereri și dacă o luăm să le vedem statistic, de exemplu, PNDC în sectorul zootehnic pentru ovine și caprine. Au fost depuse 940 de cereri pentru 153.000 de capete de ovine. Și s-au depus 159 de cereri cu un număr total de peste 10.000 de capete pentru caprine, pentru capre. Deci ceea ce este de remarcat în anul 2013 față de anul 2012 este numărul mare de capline cerute la plată, la acest sprijin financiar. Aproximativ, dacă în 2012 am avut 7.000 de caprine, aici au crescut numărul cu 3.500. Da. 50%. De altfel, și la ovine, față de 129.000 de capete de oi, cât l-au fost cerut sprijin financiar, anul acesta, cum am spus, sunt 153.000, deci a crescut de la 130.000, aproape 24.000 de capete de oi. A crescut șeptelul consistent, considerabil. Da, și poate o să mai crească dacă ies contractele cu zona Republicii Populare Chineze. Nu se știe niciodată. Da, așa este. Așa este. Chiar ieri am participat, ieri fiind ziua de miercuri, am participat la o întâlnire la Prefectura Județului Hunedoara, invitat fiind de domnul prefect, care a inițiat o discuție cu trei chinezi care erau extrem de interesați de sectorul zootehnic, de potențialul județului Hunedoara în ceea ce privește zootehnia. Oi, capre, vaci, asta i-a interesat în primul rând. Da, una peste alta. Un an, așa cum a spus, fructuos. Un an bun. Ați avut mult de lucru. Important e că au ajuns și bănuții la oameni și în perioada următoare se cam definitivează. Mai puțin zona de zootehnie, unde totul se va încheia așa cum știm în 2014. Ce vă mai puteți dori sau ce vă doriți acum că vin sărbătorile și trebuie să vă trageți un pic sufletul și să vă gândiți la tot ce a fost și ce vă doriți pentru ceea ce urmează, 2014? Ceea ce ne dorim? Păi ceea ce ne dorim este ca lucrurile să meargă din ce în ce mai bine, asta însemnând nu neapărat o muncă mai puțină, ci poate o muncă mai bine organizată, mai ordonată. Asta înseamnă poate și aceste proceduri, aceste norme care vin de la APIA Central să vină în termen util,
și un pic mai ordonate, pentru că sunt multe virgulițe acolo care dau interpretări. Hai să fim, trebuie să o recunoaștem. Da, schimbarea regulilor jocului în timpul jocului nu se admite nici măcar în sport și nu ar trebui să fie valabil nici în activitatea economică. Asta ne-ar trebui. Ar trebui ca pentru anul următor ar trebui să fim atenți, să dea Dumnezeu să avem cât mai puține încălcări ale legilor. Asta înseamnă un procent scăzut, un coeficient de risc scăzut, ceea ce privește județul Hunedoara și care se ia în considerare și la nivel de țară. Asta înseamnă o mai mare încredere a Uniunii Europene în România în ce privește abaterile de la regulamentele europene. Sănătate, pentru că vreau să vă spun că, din păcate, în aceste campanii de control, foarte mulți, un număr de funcționari publici din acest serviciu s-au îmbolnăvit. Stresul a fost prea mare, efortul prea mare și am avut și persoane care pe perioada acestui control au avut un număr însemnat de concerii medicale și a trebuit să fie înlocuiți. Deci volumul de muncă, așa cum o recunoștea și ministrul nostru al agriculturii, per funcționar public din APIA este supradimensionat, raportat la aceeași muncă depusă de un funcționar european. Un exemplu, dacă media în Uniunea Europeană este de 250 de cereri pe un funcționar public, la noi, România, este de 750 de cereri pe un funcționar public. Dacă acest număr ar scădea, funcționarul public ar avea mai mult timp la dispoziție pentru o cerere, ar putea să o privească mai atent, nu ar trebui să se grăbească și nu ar scădea riscul să poată greși. Așa este. Eu mă bucur că am reușit să privim împreună această situație. Și vă doresc și dumneavoastră și celor care trudesc în tot ceea ce înseamnă acest aparat APIA în județul Hunedoara, sănătate și putere de muncă. Aveți și voastră nevoie de așa ceva. Da, mulțumim și eu vreau să le transmit tuturor colegilor din Centrul Județean Hunedoara multă sănătate în primul rând, bucurii, sărbători fericite și un an nou mai bun, 2014, ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Da, și împreună acum să le spunem același lucru celor care ne privesc. Practic cei pentru care, și dați-mi voie să vin deja în tabăra noastră, cei pentru care trudim. Dragi fermieri, APIA vă spune sărbători fericite! Și un an nou cu sănătate și plin de bucurii pentru toți fermierii din județul Hunedoara. Doamna inginer, în primul rând, pentru știința celor care ne privesc, este data de 13 decembrie și am dorit să specific clar data, pentru că mai sunt încă vreo câteva ore în care se mai pot depune și actele pentru motorină și se încheie și perioada, a doua perioadă de depunere pentru oile și caprinele din zona montană defavorizată. Așa că încă nu e linia trasă definitiv, dar putem să facem, eu știu, măcar o previziune, cam câte cereri sunt pentru motorină, câte cereri sunt pentru oile și caprele din zona montană defavorizată? Sigur că da. Deci pentru motorină, pentru că în ultima perioadă acest act normativ a fost cap de listă și s-au depus cereri într-un mod alert. La această oră și la această dată avem depuse un număr de 241 de cereri. Estimăm până de seară, așa, un număr de aproximativ 300 de cereri, puțin mai mare, zic eu, față de anul 2012 și avem și argumentul și anume că toți cei care și-au făcut măsuri și proiecte, mă rog, 141 și așa mai departe, următoarea condiție era să se autorizeze ca PFA-IFE și este normal că aceste PFA-uri nou înființate să vină și să solicite și acest sprijin financiar. Deci, estimăm la motorină un număr de aproximativ 300 de cereri pentru acest act normativ.
atât la 2013, cât și pentru anul 2014. În ceea ce privește cererile la ovine și la caprine, vreau să vă spun că a doua perioadă de depunere a fost relativ destul de liniștită față de ce a fost la prima perioadă de depunere, însă avem și aici un număr de 27 de cereri depuse până la acest moment și cred că nu vom mai avea astăzi foarte mari solicitări în ce privește depunerea acestor cereri. Sigur că urmează acel control la fața locului, extragerea eșantionului de control la fața locului și sigur că vom mai vorbi despre ovina și caprină în zona montană defavorizată. Bun. Dacă pentru ei e oarecum, hai să spunem, liniște până când se rezolvă cu totul, s-a încheiat de ceva timp depunerea de cereri pentru bovine, atât pe lapte cât și pe carne și așa, cu banii ce se aude? Eu acum, împreună, de fapt, am văzut pe site-ul ministerului că se pregătește un ordin de ministru, se dau niște adeverințe, nu știu, dacă se va și pune în practică acest proiect. Așa, după cum l-ați auzit și pe domnul ministru duminica trecută, noi sperăm și sunt convinsă că acest ordin al ministrului va fi publicat în Monitor Oficial, însă părerea mea că probabil va fi publicat în Monitor Oficial săptămâna viitoare, însă având în vedere perioada aceasta a sărbătorilor, adeverințe efective probabil vom da după data de 1 ianuarie 2014. Dar să le transmitem fermierilor noștri că acest ordin al ministrului există pe site, este afișat pe site-ul Ministerului Agriculturii, este vorba doar deocamdată de adeverințe pentru schema de carne, se vor da 300 de lei sau cel puțin așa spune acest proiect, 300 de lei pe cap de bovină și să sperăm că intră în aplicare destul de repede, astfel încât fermierii noștri să, mă rog, să-și continue activitatea într-un mod rezonabil și fără probleme. Da, și pentru că suntem în zona bovinelor, am început discuția de săptămâna trecută vis-a-vis de acel ajutor de minimis, e vorba despre tancurile de răcire. În ce stadiu suntem? Care sunt pașii care îi faceți acum? În primul rând vreau să vă spun că am avut solicitări foarte puține, deși a fost contat un alt fel de, un alt fel de ecou. Vreau să vă spun că în județul Hunedoara nu știu dacă am avut 4 sau 5 interpelări din partea asociațiilor și a primăriilor, a crescătorilor de animale, de altfel. Dar să vă spun stadiul în care suntem, începând cu data de luni, avem pregătit ghidul solicitantului, toate formularele care trebuie transmise, vom transmite către primării și, mare atenție, formele asociative vor trebui să depună acea cerere pentru acordul prealabil până la data de 30 decembrie. Acum, sigur că noi, discutând așa mai în particular, să sperăm că se va prelungi acest termen, însă trebuie să luăm în calcul și faptul că nu se va prelungi și atunci toate formele asociative doritoare, deci toți cei care vor dori să achiziționeze aceste tancuri de răcire a laptelui, vor trebui să se grăbească astfel încât să poată să depună în timp cererea de acord prealabil. Sunt niște documente minime care se depun pentru acest acord prealabil, urmând ca după obținerea acestui acord prealabil să se depună documentele care cu adevărat stau la baza subvenționării acestui sau a tancurilor de răcire. Oare contractul cu un procesator trebuie depus tot acum în perioada asta foarte scurtă sau se poate amâna până în martie, aprilie? Până în martie va trebui depus contractul cu procesatorul, va trebui depusă și factura pro formă, deci practic după depunerea acestei cereri
ieri, urmează obținerea acordului de la primărie, tot la primărie, și tot la primărie se depune și de contul justificativ. Așa se numește cererea la care se atașează toate documentele justificative, inclusiv factura pro formă, inclusiv documentele privind spațiul, inclusiv documentele privind omul, persoana care se va ocupa de această activitate de preluare a laptelui. Deci toate documentele vor trebui depuse până în data de 13 martie. Întrebam acest lucru pentru că bănuiam eu sau încercam să vin cu explicația faptului că sunt puține solicitări și datorită faptului că fiind perioada foarte relativ scurtă, oamenii ăștia nu au timp să găsească un procesator cu care să încerce să facă și un contract. Dar dacă nu e necesar acum, poate se mai schimbă câte ceva și când se vor duce la primărie se vadă exact de ce au nevoie, poate o mai schimba câte ceva. Bun, că rămânem, că tot așa, am văzut, trecem de la una la alta, ajutor de minimis mai apare într-o zonă. A mai apărut un act normativ tot pe acest gen de sprijin. Da, a apărut ajutorul de minimis pentru conservarea raselor locale în pericol de abandon. Acum, analizând din acest punct de vedere a raselor pure, analizând situația județului Hunedoara, trebuie să spun cu profundă dezamăgire că nu știu dacă noi vom avea vreun solicitant, având în vedere că acest ajutor de minimis, deși din punctul nostru de vedere de o importanță colosală, așa, se adresează doar acelor fermieri care sunt deținători de femele reproducătoare din rasă pură. Și subliniem rasă pură, în sensul că aceste rase pure trebuiau înscrise în registrul genealogic și în programul de conservare a rasei. Acum, putem să amintim așa în mare că este vorba, spre exemplu, la Taurine, de rasa sură de stepă. Spre exemplu, la Taurine, la Taurine am spus, la ovine, țigaie cu cap negru. Deci sunt câteva rase, la găină gâtgolaș de Transilvania, viem de mătase Bombix Mori. Deci sunt câteva rase, încă o dată specific, cu dezamăgire așa, faptul că producătorii și fermierii din județul Hunedoara nu știu dacă se vor încadra în aceste condiții foarte, foarte stricte. Bun, din ceea ce mai știu și eu, că mai e prin județul Hunedoara, sură de stepă nu știu să avem noi, dar îmi spuneați că ar putea crescătorii de bivolițe, ăia puținii, vreo 5 sau 6 care mai sunt, să poată să vină aceea. Depinde cât de bine au controlul acesta genealogic. Da, și având în vedere că trebuiau înscrise în aceste evidențe foarte stricte, este vorba de bivolul românesc, ca să exemplificăm, așa, nu știu dacă rasele s-au menținut chiar în starea pură, deci rasă pură efectiv. Dar toți cei care cred și, mă rog, sunt potențial beneficiarii, rog să vină să se adreseze și împreună cu colegii de la OARS vom încerca să evidențiem foarte bine dacă putem sau nu să le acordăm acest sprijin financiar. Doamna inginer, vă mulțumesc deocamdată. Eu sper ca perioada care urmează să treacă cu bine peste dumneavoastră, să vă bucurați împreună de colegii din serviciu pe care îl conduceți, de sărbători fericite și de un an nou, încă o dată rostesc acel cuvânt, liniștit. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră la fel și fermierilor din județul Hunedoara. Să vină cu încredere înspre noi și înspre agenția de plăți, pentru că, așa cum știți, avem toată deschiderea și încercăm să susținem acest sector al agriculturii, destul de încercat în această perioadă, dar cu specialiștii noștri, cu colegii noștri, încercăm pe cât posibil și cât ne mai țin puterile să-i ajutăm și să accesăm cât mai multe forme de sprijin, atât de la bugetul de stat, cât și din fondurile europene. Domnule doctor, înainte de a
vă pune întrebarea pentru care am venit efectiv aici. Vreau să pornim discuția noastră de la un aspect simplu. Suntem la final de an, perioada oarecum de bilanțuri. Din punct de vedere al activității noastre, 2013 a fost mai ușor, mai greu decât anii trecuți? A fost un an foarte frumos, în primul rând. Cu siguranță a fost un an mai greu, în care s-a muncit mult mai mult. Dar, după părerea mea, acest lucru presupune evoluția și să mergem în direcția corectă și în direcția bună, acest lucru presupune foarte multă muncă. A fost un an mai greu, un an mai dificil, un an cu mai multe cazuri, dar totodată un an foarte frumos. Da, un an care se și încheie frumos, vine perioada sărbătorilor. Știu că peste tot se vorbește despre tot ceea ce înseamnă alimentația umană în perioada de sărbători. Facem atât de multe greșeli. Oare nu facem asemenea greșeli și când ne gândim la alimentația animăluțelor noastre? Din păcate, acum ajungem la partea urâtă a lucrurilor și partea mai puțin frumoasă a sărbătorilor, istoria se repetă în fiecare an, aceleași greșeli. Tocmai din acest motiv am considerat oportun în această emisiune să discutăm despre alimentația animalelor de companie în această perioadă. Știm cu toții că alimentele sunt din belșug pe masa fiecăruia. Da, și suntem tentați să le mai dăm și lor. Și există această tentație să administrăm partenerilor noștri necuvântători din alimentele specifice omului. Toată lumea spune că îi se face milă, că animalul stă și cerșește la masă și atunci intervin aceste greșeli. Aceste animăluțe, căței, mai ales cei de talie mică ținuți în apartament și pisicile, nu sunt obișnuiți să consume tot felul de maioneze, mâncăruri grele, fripturi gătite în vin și în tot felul de condimente și atunci apar problemele, mai ales pe tubul digestiv. Ne confruntăm și ne-am confruntat și anii trecuți exact cu aceleași probleme. Și atunci aș face o recomandare foarte, foarte prietenească proprietarilor de animale să evite administrarea acestor alimente în rația prietenilor lor. Eventual, dacă tot e să le facem și lor un cadou, eu știu, să găsim ceva deosebit, dar tot din zona hranei pentru animale, pe care să le punem și lor ca să simte sărbătoarea din punctul ăsta de vedere. Mai nou pe piață există tot felul de recompense și aici m-aș referi la recompense din dacă dorim să oferim ceva deosebit în seara de Crăciun sau când familia ia masă. Există tot felul de recompense din cărnuri, să spun, puțin mai exotice. Există recompense pentru câini din carne de rață, din carne de vânat. Și atunci cred că este o alternativă foarte bună și foarte sănătoasă pentru prietenii noștri. Eu cred că e arhi-suficient pentru astăzi, pentru că e suficient să tragi așa un pic un semnal de atenție. Animalele sunt în sufletul nostru și e normal să fie așa. Și cred că cei care chiar își iubesc animalul de companie vor avea grijă, chiar și în urma unui semnal mic pe care l-am tras astăzi. Vă mulțumesc și vă doresc să aveți parte numai de sărbători fericite. Asemenea și noastră mulțumim. MCM Sanit Farm Vet oferă la prețuri competitive toată gama de medicamente de uz veterinar, vaccinuri, furaje granulate, concentrate, premixuri și șroturi, hrană și accesorii pentru animalele de fermă și pentru animalele de companie. Se asigură distribuția acestor produse pe raza județelor Hunedoara și Alba. Echipa MCM Sanit Farm Vet vă stă la dispoziție cu servicii sanitar-veterinare și consultanță veterinară și zootehnică pentru fermieri. MCM Sanit Farm Vet. Sănătatea animalelor e meseria noastră. Dar păi, dragi verișori, eu unul am mai umblat pe lumea asta și am mai gustat de pe aici și pe colea. Dar așa bucate, pregătite după rețete străvechi, tradiționale, cu gustul ăla minunat de să-ți lase gura apă, nu altceva, mai rar am găsit. Calitatea și gustul acela adevărat pe care îl tot căutăm noi le-am găsit la Alpin, mândria apusenilor. Nu mai stați, gustați! Și din am dreptate să nu-mi duceți verișor. Asta ceara un gust, mă! Am luat altă apă. No, bine ai făcut.
Dar pentru rinichi o fi bună? Bună. Dar pentru ficat? Bună, doră. Dar tu de unde știi? No, de ce crezi că îi zice Miracol? La tăție-i bună. Apa minerală naturală Miracol are conținut bogat și echilibrat de minerale, puritate deosebită și gust plăcut. Naturală cu dioxid de carbon sau degazeificată parțial. Miracol de Chimindia. Acum și băuturi răcoritoare aromatizate. Da, de sete strece? Și de sete strece. Tare-i bună! Fermă Zootehnică autorizată vinde porci grași și scrofițe pentru reproducție la prețuri atractive. Informații suplimentare la telefon 0744-769-566. Vrei un utilaj agricol nou sau second hand? Ai nevoie de piese de schimb pentru utilajele tale? Vino la Agrovaro, drumul european E81 Alba Iulia Aiud. Noi avem soluții pentru problemele tale. Agrovaro Aiud. Tehnologie la îndemâna tuturor, prețuri pentru buzunarele tuturor. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Atât și pentru astăzi. Da, următoarele ediții, pot deja să mă gândesc la următoarele ediții, vor fi ediții mai de sărbătoare. Și e normal să fie așa, pentru că sărbătorile vin încetişor spre noi. Sper să vină și să ne găsească fericiți, liniștiți, alături de cei dragi. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră. Apropo, că tot pot să mă lungesc măcar acum un pic mai mult, duminica viitoare ne întâlnim și la Ilia, la festivalul de obiceiuri de iarnă de pe Valea Mureșului, ăla cu care ne-am obișnuit și pe care o să-l vedeți peste vreo 2 săptămâni aici, la satul Hunedorean. Bun, peste o săptămână la aceeași oră. O săptămână rodnică și o viață frumoasă. Această emisiune v-a fost oferită de Societatea Comercială Mirpan Grup SRL, specialiști în morărit și panificație.